foarte bine, dragilor, după cum vă spuneam ceva mai devreme, emisiunea În Comunitate revine pe aceeași lungime de undă, 98,3 în FM. Ne-am armonizat Skype-urile și suntem trei. Răzvan Ursuleanu alături de mine, te salut, Răzvan. Salut, Mihaela, iată, de la distanță e prima oară când facem așa ceva. Sper că ne va ieși și sper să nu ține multă vreme în stilul ăsta. De acord, perfect. Și mă gândeam, uite, într-o zi normală am fi fost cu toți trei acolo prezenți, discutam de turism, ne-am fi uitat pe oferte, vine vara, așa cumva de la distanță este foarte straniu. E greu să te obișnuiești, dar în același timp și cu asta vreau să încep, că mă gândeam chiar înainte de emisiune, turismul în sine trebuie salvat înainte să se nece, deci nu după aceea resuscitat, pentru că este foarte greu după ce, sau dacă, Doamne ferește, companiile de turism încep să se apropie de faliment, să le resuscitez. Trebuie făcut acum ceva și despre asta vom vorbi. O să ne ajute cu siguranță invitatul nostru, domnul Dragoș Anastasiu, antreprenor, președintele grupului Eurolines, grup cu vreo 22 de companii, dacă nu mă înșel, cu vreo 700 de angajați. Zic bine, domnule Anastasiu? Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Nu mai ziceți bine. Asta se întâmpla acum vreo 7 luni, din fericire. Ați concediat oameni? Toată zona de turism, eu am vândut-o către Der Tour, al doilea cel mai mare tur operator din lume. Și am rămas cu vreo 200 de oameni în rental car și în hotelărie și în transport cu autocarul și cu taxiul și așa mai departe. Unii ar putea spune că ați vândut-o la țanc. Am avut informații. Sau flerul v-a spus. Sau... ați fost prea sincer cu noi. Da, și ați avut informațiile potrivite. Se cheamă noroc. Da. Mă gândeam așa că pe lângă bilanțul ăsta zilnic, cu numărul oamenilor infectați, vindecați și, din păcate, decedați, poate ar trebui să avem și un bilanț al afacerilor afectate, falimentate și poate, de ce nu, acelor resuscitate în această perioadă. Cred că, în primul și în primul rând, ar trebui să avem niște statistici care să fie relevante. Pentru că se spune foarte des... au murit de coronavirus, virusul ucigaș și așa mai departe. Eu aș vrea să îmi permit să afirm că au murit cu coronavirus, nu de coronavirus. Pentru că, de fapt, la bază sunt de cele mai multe ori cu totul și cu totul alte boli grave și avansate. Dar, mă rog, asta e o discuție care nu are legătură cu turismul. Da, e adevărat, factura acestor măsuri de izolare e plătită de antreprenori. Turismul a fost probabil cel mai afectat, nu probabil, ci sigur, și primul și cel mai afectat. Am mai spus-o eu cu alte ocazii, un tsunami care a venit pe neașteptate și noi ăștia din turism eram pe acolo pe plajă și ne-a spulberat. Acum mulți dintre noi mai respiră așa cu greu pe plajă și așteaptă să se întâmple ceva. De fapt așteaptă două lucruri. Unu, așteaptă un colac de salvare din partea statului, pentru că, deși ani de zile am spus statul să nu se bage în economie, statul să nu se bage, statul să stea deoparte și așa mai departe, acum nu avem cum să spunem altceva decât statul ne-a închis și statul trebuie să fie partener cu noi. Deci, pe de o parte, un colac de salvare, pe de altă parte, o repornire cu o strategie foarte clară, asumată și curajoasă, care să facă două lucruri. Unu, să nu lase toți actorii să ajungă să fie în stare de deces și doi, să prindă primul pluton al țărilor care se redeschid pentru a avea o șansă la nivel internațional cu turismul românesc resuscitat. Vreau să vă întreb ceva, pentru că noi cred că, din păcate, multă vreme, sper nu multă, dar cred că așa o să fie, vom discuta în primul rând în orice domeniu despre distanțarea socială. Care sunt oricum îngrozitor, din punctul meu de vedere, în primul rând, e distanțare fizică, socială, nu că iată că socializăm. Dar toate lucrurile se vor învârti în jurul acestor distanțe fizice dintre oameni. Și în turism, indiferent de state, că am văzut fiecare are tipuri diferite, pachete diferite de măsuri pentru turism. Dar cred că cei din industrie se pricep cel mai bine și pot organiza lucrurile. Și vor fi o mulțime de lucruri în acestea punctuale. De exemplu, călătoriile cu trenul, cu avionul, cum vor sta oamenii acolo, în hotel, pe plajă, iată unele țări au hotărât că oamenii vor sta la 2 metri distanță, altele au hotărât că la 4 metri distanță. Deci bănuiesc că și noi vom avea pachetul nostru de măsuri
cu sprijinul celor care chiar se pricep din turism. Da, în ceea ce privește distanțarea, într-adevăr, eu nu am spus niciodată distanțare socială sau poate mi-o fi scăpat. Nu ne dorim, nu ne-am dorit, nu ne vom dori vreodată distanțare socială. Cred că lucrul ăsta ne este clar tuturor. De ce am ajuns toți să folosim această sintagmă, nu înțeleg, dar ne ducem așa ca oile, toți în aceeași direcție. Deci, într-adevăr, distanțarea fizică ajută la încetinirea răspândirii oricărei boli, oricărei boli, nu numai acestui virus. Apropo, noi trăim cu virusul ăștia de ani și ani de zile. Nu e nimic nou în viața noastră că se întâmplă așa ceva, doar că anul ăsta măsurăm pe unul dintre ei. Într-adevăr, sunt tot felul de măsuri. Am văzut în ultima perioadă, dacă vreți, așa un fel de concurs între autorități, mediul de afaceri, țări la nivel național, repet, toată lumea propune, toată lumea vine cu tot felul de nebunii. Nu știam că există cuvântul nebulizator, l-am aflat acum. Nebulizatoare la intrările în hotel, deci ceva așa, când intri acolo vine pe tine un dezinfectant și tu intri într-un hotel ca turist cu mască, cu mânuși. Deci, lăsând așa semi-gluma la o parte, dar atenție, nu prea e glumă, că așa s-a și întâmplat. Eu cred că măsurile din turism trebuie să se bazeze pe două lucruri esențiale. Unu, responsabilitatea personală. Fiecare dintre noi este responsabil pentru sănătatea sa și, sigur, și pentru acelor din jur, dar în special pentru sănătatea sa. Nu trebuie să-mi spună statul neapărat, acum intri sub masă, acum ieși de sub masă, acum îți pui mască, acum ți-o scoți, dacă ai intrat într-o benzinărie îți pui mască, când ai ieșit ți-o scoți și așa mai departe. Nu cred în așa ceva, sincer. Deci responsabilitatea personală și a doilea lucru, bun simț. Iar în turism nu putem să ignorăm faptul că cei care fac turism trebuie să aibă acel sentiment de well-being. Nu mă pot duce să fac turism când sunt ținut la distanță uriașă de oricine altcineva, când chelnerul vine, stă pe la vreo 2-3 metri, ia comanda la telefon. Nu funcționează lucrurile în turism așa. Și repet și mă întorc la ce înseamnă bun simț și well-being. Noi am înțeles că dacă ne avem grijă, dacă ne spălăm pe mâini în primul rând, mai des, dacă ne mai dezinfectăm din când în când, atent, nu foarte des, da? Pentru că dacă mă dezinfectez, uite, am și eu pe birou de-astea, dacă mă dezinfectez foarte des, se duce naibii tot ce am aici, protecție naturală pe mâna mea, nu vreau să intru în zone medicale, dar toate lucrurile astea trebuie să le facem cu măsură, ținând cont de ceea ce înseamnă well-being-ul turiștilor și de bunul simț. Și asta, sigur, să nu ne mai înghesuim, să nu ne mai pupăm așa, bărbați cu bărbați, femei cu femei. Lucrurile astea pe care, de exemplu, suedezii le fac din educația lor și din stilul lor de viață și noi nu le facem, va trebui să le învățăm. Da, nu mai e indicat neapărat să ne așezăm la coadă, să ne dăm și coate la bufetul suedez. Adică ori facem un bufet așa cumva foarte distanțat, în așa fel încât să nu se formeze coadă, ori nu mai facem bufet, servim la masă, nu mai stăm la, nu știu, la plajă cearceaf lângă cearceaf. Avem cu toții, cel puțin unii dintre noi cu o vârstă mai înaintată, imaginile alea de pe vremea copilăriei noastre în care nu puteai să calci pe plajă, da? Călcai din cearceaf în cearceaf, adică ți alegeai cearceaful pe care să calci ca să poți să mergi. Ei, așa ceva nu o să mai fie, cel puțin un an. Nu știu dacă, uitându-mă ce s-a întâmplat la weekendul ăsta, dacă nu cumva uităm extraordinar de repede, cel puțin noi latinii, și ne vom întoarce foarte repede la obiceiurile vechi. N-aș băga mâna în foc că la anul cineva se va mai distanța așa social. Deja am văzut astăzi că mai dăm... Acum vreo două luni am prea dat mâna unii cu alții, acum ți se întinde mâna. Deci vom reveni foarte repede la aceste măsuri. Dacă să concluzionez, da, vor exista măsuri de distanțare, mesele vor fi în restaurante ceva mai distanțate, poate nu o să mai stăm la bar,
Nu o să stăm la piscină, o să punem șezlongele mai departe unul de celălalt. La plajă, de asemenea, o să ne mai distanțăm nițel. Dar până la urmă, cred că nu avem voie să uităm responsabilitatea personală și well-being-ul. Și asta e zona în care ne vom îmbărti în următoarea perioadă. Aveți perfectă dreptate. Pe de altă parte, atunci când un om își achiziționează un pachet turistic, să zicem, s-ar simți așa mult mai confortabil dacă ar ști că nu trebuie să se lase doar în voia responsabilității, nu știu, și a bunului simț a lucrătorului în turism, în speță, nu știu, a recepționerului, a chelnerului sau mai știu eu cui, ci va avea parte de o garanție în sensul ăsta, de un set de măsuri pe care să se bazeze, care să-i confere acel confort, nu? De a se ști în siguranță. Astăzi, premierul Orban prezintă în Parlament măsurile de relansare economice. Apropo de asta, ce ați dori să fie în cuprinsul acestora? Deci, încă o dată, ca să reiau foarte pe scurt ideea, sigur că există un set de măsuri, fie că se fac la nivel de unitate, fie că se fac la nivel de breaslă, ele există. Eu, aseară, m-am întors de la Distributul Delta până și mă uitam acolo că peste tot avem comunicare cu client. Cum să-ți pui masca, cum să te speli pe mâini, cum să te dezinfectezi. Avem peste tot dezinfectanți. Acum, oriunde intram, toată lumea dezinfecta, ba recepția, ba mesele, ba scaunele. Deci acum e o sport național să dezinfectăm. Deci lucrurile se întâmplă în sensul ăsta și cu reguli, da? Dar ce nu trebuie să uităm este, repet, responsabilitatea personală. Nu că mă las în baza recepționerului, ci pur și simplu eu am grijă să nu mă apropii prea mult și să tușesc în mână și așa mai departe. Dar eu vreau să vă întreb un lucru, vă dau un exemplu similar pe care îl știm din totdeauna. Un parc unde sunt anunțuri, nu rupeți florile, nu călcați iarba, amendă, sunt toate lucrurile trecute acolo, deci tot niște reguli, sunt coșuri de gunoi, e curat în parcul în care este curat. Și până la urmă, dincolo de regulile în sine stabilite în mod oficial, dacă sunt gunoi acolo, acestea cad în responsabilitatea celui care le aruncă și căruia îi pasă sau nu de regulile respective. Și vreau să vă întreb, ați spus de foarte multe ori, ați folosit sintagma bun simț, cu care sunt perfect de acord. Și vă întreb sincer, așa ca între noi, în socializarea aceasta de la distanță, se poate bun simț la nivel general, fără bici? Bine, bici e o formă de a spune. Am avut câteva exemple în weekend. Da, am văzut. Trebuie să începem, da? Nu putem spune suedezii au disciplină și educație și noi nu și să o continuăm tot așa. Adică ălora li se dă libertatea și se apelează la responsabilitate și lucrurile se întâmplă cât de cât bine, iar la noi nu se poate decât cu reguli și cu biciu. Sunt de acord că nu merge din prima. Sunt de acord că discutăm despre o educație care se formează în ani și ani de zile. Dar uite, cum două luni, cred că am învățat toți pe din afară. Acum vreo un an, doi, eram toți inițiați în partea asta de justiție. Știam toți chestiile de justiție, se vorbea de dimineață până seara de justiție. Acum se vorbește de dimineață până seara de coronavirus. Suntem toți specialiști în coronavirus. Hai să vorbim următoarele două luni de stare de alertă, de bun simț. De dimineață până seara să vorbim de bun simț. În felul ăsta începem să facem educația de care avem nevoie. Răspunsul este următorul. Evident că e necesar și biciu, da? Evident. Dar cred că din ce în ce mai mult trebuie să ne axăm pe această parte de bun simț, pentru că eu cred că majoritatea românilor au bun simț, au respect și n-au nevoie de bici. Sigur, există încă o masă largă de oameni care au nevoie, dar cei care au bun simț și responsabilitate ar putea să treacă la atenționarea celorlalți. Să știți că mie în Germania mi s-a întâmplat asta la început când
ajuns eu în Germania și am încercat la un moment dat să trec pe roșu ca pieton, în stânga nu vedeam nimic, în dreapta nu vedeam nimic, așa un kilometru vedeam cu ochii liberi și nu vedeam nimic și am trecut, am simțit o mână pe spate și cineva m-a atenționat și mi-a zis, eu sunt cu copilul meu și nu vreau să-i dau un astfel de exemplu. Și știți ce s-a întâmplat? N-am mai trecut pe roșu. N-am mai trecut pe roșu. Deci în felul ăsta ne putem duce către această zonă de educație, dar evident va trebui să existe și bici. Nu există un tratament pentru persoanele afectate de COVID-19, pentru afaceri există sau bâșbâim și aici? Când a început pandemia, guvernul a luat două măsuri, nu? Prelungirea valabilității până pe 31 mai a voucherelor de vacanță și scutirea operatorilor economici de la plata impozitului specific pe perioada stării de urgență. Au fost suficiente măsurile astea? Ce ar trebui să se mai întâmple? Am mai beneficiat și de măsurile generale, de tip șomaj tehnic plătit de stat. Cu toate astea, lucrurile, din punctul meu de vedere, nu sunt suficiente. Partea aceea de creditare ar fi fost bună dacă după 3 luni de când au început problemele am avea mai mult de 18 credite date. Se pare că vineri erau 18, s-ar putea să nu am eu cifra corectă, îmi cer scuze, dar de curând era o cifră foarte mică și lucrurile sunt complicate în zona Horeca pentru că băncile consideră că cei din Horeca nu prea sunt bancabili. Deci asta ar fi o variantă care ar ajuta foarte mult și cel mai mult și cel mai mult ar ajuta ceea ce în Germania se cheamă Kurzarbeit, adică o combinație între șomajul tehnic și muncă foarte flexibilă și care se poate schimba de la zi la zi în funcție de modul în care repornește economia. Nu știu exact de ce încă nu s-a implementat, pentru că tot mediul de afaceri cere acest lucru. Deocamdată se pare că sunt niște temeri la nivelul guvernului că așa ceva n-ar putea funcționa în România. Iarăși venim în zona aia de încredere. Da? Fiind un instrument foarte flexibil, necesită cumva încrederea statului în antreprenor, că antreprenorul nu fraudează sistemul. El totuși există în 15 țări, inclusiv din estul Europei, și funcționează foarte bine. Iarăși venim la zona de respect, încredere, bun simț, fără de care nu vom putea avea o societate care să se dezvolte corect. Deci, eu vreau să vă întreb legat de un posibil scenariu, să luăm și pe acesta în calcul să discutăm, de nedorit, mai puțin optimist, în care numărul cazurilor în România va crește din nou, comparativ cu ce se întâmplă în ultimele zile, și se va trece din nou la stare de urgență. Pentru turism, un astfel de scenariu, repet, e unul dintre ele, ar fi un dezastru. Din nou, e ca și cum că vorbeam de necat, ieși la suprafață, e o gură de aer, după care te trage la fund din nou pesimismul. Și vreau să mă întreb, v-ați gândit și la o astfel de posibilitate? Ați luat-o în calcul? Sigur că ne gândim și ne facem worst case scenario și toate gândurile de acest gen. Eu sper că nu va mai fi lockdown, chiar dacă ne întoarcem la stare, nu contează că se cheamă stare de urgență, stare de alertă, întrebarea este ce se întâmplă efectiv cu domeniul. Eu cred că și politicienii, nu numai în România, au înțeles că soluția nu este lockdown, da? Au făcut-o odată, au distrus economiile mondiale pentru o perioadă de un an, doi cel puțin, după părerea mea, și o să-și dea seama că cineva trebuie să plătească factura. Cine o va plăti? Ne apucăm acum să tipărim bani? Sigur, apucăm să tipărim bani. Am mai făcut-o în secolul trecut, da? La diverse momente, și în Germania, și în Rusia, și în alte părți. Nu cred că ne dorim chestia asta. Economia va trebui să funcționeze. Aceste măsuri de autoprotecție și de protecția celui de aproape vor trebui să funcționeze într-un fel sau altul și economia va trebui să ruleze. Ori industria turistică este o industrie extrem de importantă la nivel mondial, este cel mai mare angajator, da? Milioane și milioane de locuri de muncă. Industria turistică românească nu merge fără cele de jur împrejur și nici invers, da? Și atunci eu cred că lockdown nu va mai fi. Asta e o părere personală, dar într-adevăr s-ar putea să fie măsuri mai aspre care vin
în cascadă dacă aceste cifre vor crește. Eu cred că ce va trebui să facem este să protejăm atât pe și să lăsăm economia să funcționeze. Mulțumim că este de departe cea mai gravă criză din istorie și că turismul european pierde cam 1 miliard de euro pe lună. Care ar fi, nu știu, măsurile astea de relansare a turismului post-criză? Nu știu, ce e de făcut? Poate și ajustarea asta de urgență? Un bruiaj. Da, cred că trec avioane pe la noi pe aici. Alută sirena de salvare. Da, da, da. Cred că ne-am revenit, totuși. Spuneam că pierderile sunt extraordinar de mari. 1 miliard de euro pe lună pierde turismul european și ar trebui luată un set de măsuri, nu știu, chiar la nivel european. Ar trebui cumva să ne armonizăm, mă gândesc, ca să resuscităm în scurtă vreme. Nu știu dacă reușim la nivel european. Iar avem sunete de fond. Bilateral, trilateral și așa mai departe. Noi am pus un... Ne auziți? Eu vă aud, da. Da, ne-am revenit și noi deocamdată. Cred că la colegul meu se umblă cu picamerul prin zonă sau se întâmplă lucruri pe acolo, prin cartier sau trec avioane, cine știe. Încercăm să refacem legătura cu Răzvan și până una alta port eu un dialog cu domnul Anastasiu. Poate că reușim să scăpăm de zgomotul acela infernal. Mă auziți acum? No, da, eu vă aud. Noi am propus un fel de bulă verde. Elveția, Spania, Austria, Ungaria, România. Sunt au gestionat de bine partea medicală. De nestingherită, să circule nestingherit. Și asta ne-ar ajuta foarte mult. Deci, dacă se poate să avem măsuri la nivel general, dar unele destul de, ca să zic așa, lejere. Eu nu sunt adeptul măsurilor drastice. Nici la drastice, nici la nivel mare. Uh-huh. Uite, un exemplu. Pentru că m-am întors aseară. Ce anume ar interzice turismul actual în Delta Dunării? Să-mi explice și mie cineva ce anume este periculos acolo versus a merge în parc la Funky sau a merge într-un mall de 15.000 de metri pătrați sau a merge la Kaufland sau la Kaufo. Mă uitam acolo, inclusiv în resortul nostru, dar nu numai, câte spații largi sunt, da? Cât aer, cât soare și așa mai departe, locuri în care lumea nu interacționează nu interacționează unii cu alții. Mă uitam că sunt 30 de kilometri de plajă între Sfântul Gheorghe și Sulina. Deci, care e problema să dai drumul turismului acolo? Sigur, poate altceva într-un hotel de 500 de camere cu un restaurant în care lumea se duce la bufetul suedez. Ok. Deci eu cred că va trebui, dincolo de niște măsuri generale, să fie individualizat. De asta și spun Austria, Germania, Elveția până în România, cu zonele izolate pe care noi le avem în Delta Dunării, în Transilvania, în Bucovina, în Maramureș, cu faptul că nemții pot ajunge din sudul Germaniei cu mașina până în Transilvania fără mari probleme, poate cu o noptare la Viena. Deci astfel de soluții individualizate cred că ar trebui luate. Dar nu? Din ce știți, e vreun centralizator? Pentru că este foarte adevărat ce spuneți. Sunt zone cu specific propriu, zone de la munte, zone din delta, zone de la mare și așa mai departe. Și trebuie să coroborez toate lucrurile acestea cu regulile, să nu fie grupuri mai mari de 3 persoane care nu fac parte din aceeași familie și așa mai departe, care bănuiesc că se aplică și în concediu. Și atunci undeva trebuie să fie un centralizator și pentru fiecare dintre aceste zone, stațiuni, hoteluri, să se aplice o măsură punctuală. Știți despre existența? Nu cred. Noi să avem acum la ora 15 o conferință de presă, pentru că se lansează un material SOS Turismul Românesc și vom discuta inclusiv despre acest tip de măsură individualizată. Nu cred și nici la nivel european n-am văzut. Deși am văzut hărți
cu individualizare, zone verzi, galbene, roșii și așa mai departe, ca țări. Numai că în interiorul unei țări, lucrurile nu stau la fel peste tot. Adică una este să faci turism pe litoralul românesc în Mamaia și alta este să faci turism în Delta Dunării. Din punct de vedere al riscului, n-am nimic cu Mamaia, Doamne ferește. Da? Dar spun, la nivel general, riscul este incomparabil. Și atunci, iarăși apelez la zona de individualism și bun simț, pentru că ar trebui să fie lăsat la latitudinea clientului și a operatorului să aibă discernământul necesar și să spună, da, domne, dacă mă duc în Delta Dunării și stau acolo, 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 am camerele mari, nu mă duc la masă, la restaurant, etc., etc., deci hai să fac turism. Dar, apropo, noi ieri am avut 10 clienți, ca să știți, 10 turiști care au stat, au fost cazați, au mâncat în cameră, s-au plimbat și s-au simțit extraordinar de bine în Delta Dunării. Noi ne fiind închiși, da, și n-am fost închiși niciodată, hotelurile n-au fost închise. Da, apropo de ce spuneați, orice criză ascunde, nu, și oportunități, și asta poate fi o oportunitate, nu? Ecoturismul, turismul rural, turismul de aventură, promovarea acestui mod sănătos de viață, a unei Românii autentice, putem să găsim și beneficii în toată această criză și să le scoatem la iveală. Asta este oportunitatea României în contextul turismului internațional. Exact asta este, dar cu condiția să pornim odată. Pentru că toate celelalte țări de jur împrejurul nostru, Bulgaria, Grecia, Ungaria, au anunțat planul de repornire. Ori noi ne tot analizăm, hai că peste mai vedem ce se întâmplă două săptămâni, noi ar trebui să avem un plan de repornire asumat și care să se poată schimba dacă o iau razna cifrele medicale, ca să zic așa. Dar cumva planul ar trebui să fie asumat deja și să știm, domnule, la 1 iunie se dau drumul astea rase, etc., etc., vom putea să călătorim în scop turistic nu mai mult de 3, cum ați zis mai devreme. Iar hotelurile să aibă un set de măsuri de bun simț, pentru că, vă dau un exemplu, s-a discutat până alaltă ieri, până vineri, ideea că dacă într-un hotel apare un caz pozitiv COVID, se închide hotelul. Poți să faci așa ceva? Nu. Au înțeles și autoritățile din România că nu funcționează așa ceva. Sigur. Acum, cumva pe final de discuție, mă gândeam la ce spuneați puțin mai devreme, să și glumim puțin, pentru că suntem trași toți în zona aceasta a discutatului serios, pentru că sunt probleme serioase, dar vorbesc despre Mamaia și Mamaia e un exemplu aparte, pentru că într-o categorie de risc avansat și nu se poate aplica același lucru cum e în alte stațiuni. Numele nu avantajează în cazul acesta. Mă referiți mai ales la Mamaia Nord, da? Unde la Mamaia Nord, da, da, da. Tinerii acolo să se îmbulzească la cluburi, da. Da, asta vă spuneam și eu, da? Că o cheamă Mamaia Tataia, dar vezi cum sunt paradoxurile vieții. Tocmai la Mamaia se îmbulzesc tinerii, da? Asta e viața. În Delta Dunării, de exemplu, ca și în Transilvania, multe locuri, izolarea este cum? Deci unde suntem noi la Sfântul Gheorghe, dacă deschizi Dex-ul, limbii române, și zici cum explici izolare sau care e definiția izolării, este Sfântul Gheorghe. Se ajunge numai cu barca, da? Este o insulă, sunt 500 de oameni pe insula aia, am avut zero COVID, zero, așa? Camerele sunt la distanță mare una de alta. Deci există locuri în care n-ar mai trebui să așteptăm. Acum nu că fac e adevărat, dar pentru cei mine, care că nu despre asta e vorba, că sunt multe zone de unități de cazare mici, da? Cu camere mari, cu mâncat la familie și așa mai departe, unde lucrurile ar trebui să pornească deja, pentru că altfel va fi prea târziu. Și aici revin, ca să facem o construcție rotundă, sunt cele două chestiuni. Unul, de salvare a ceea ce se mai poate salva, pentru că sunt mulți decedați pe plajă, da, dintre operatori. Ei au nevoie de niște bani de la statul român, dar și de repornire rapidă. Și doi, să prindem plutonul internațional, primul pluton de repornire, ca să ne poziționăm pe zona asta de turism individual, ecologic, agroturism, etc., etc., care în România se poate face chiar foarte bine. Nu suntem noi competitivi la neapărat la să ne batem cu turcii și cu grecii la litoralul clasic, dar pe zonele celelalte
chiar suntem competitivi. Ați înființat, mă rog, asociații, federații, organizații au înființat Alianța pentru Turism, APT, tocmai pentru a salva turismul românesc, și vorbeați ceva mai devreme despre SOS, turismul românesc. Tot ce ne-a spus dumneavoastră acum va fi cumva pe masa guvernului? A, da, uite, am aici chiar în fața mea este acest, da, acest catalog. Sunt 60 de măsuri, 10 pe termen scurt și 50 pe termen mediu și lung. La ora 3 și la ora 15 avem conferința de presă de lansare. Și da, este deja pe masa guvernului, da, sigur că da. Da, SOS, citeam acolo, e cuvântul, e un fel de breaking news, astea sunt cuvintele care ne fac acum sensibili. Și cred că, exact, SOS, turismul românesc, pentru că, de fapt, asta este întreaga tema a discuției și a fost întreaga tema a discuției noastre. Acum, tot că suntem la ora adevărului, oamenii care vor citi ceea ce ați gândit acolo, vor citi cu atenție și vor lua măsuri respective, sau va fi un alt document peste un teanc care e în studiu și se lucrează la el? Acum, cel care conduce din punct de vedere administrativ turismul românesc este un coleg și prieten de-al nostru, Răzvan Pârjol, vine din industrie, știe industria. Singura întrebare, nu că nu n-ar vrea, că n-ar înțelege, că n-ar citi, pentru că el a participat la toată treaba asta. Întrebarea este cât de mult putem implementa, cât de mult poate el ajuta în implementare și cât de mult putem implementa și mai ales acolo unde este necesar și un buget. Asta este problema, pentru că România e o țară cu puține resurse financiare, dar ar trebui să le ia de undeva. Și iată, vă dau un exemplu. Promovarea, PR-ul pentru turismul românesc, care trebuie făcut, pentru că imaginea României nu e cea mai bună, necesită niște bani. Da? Îi avem sau nu îi avem? Asta e întrebarea. Deci nu am un dubiu că la nivelul Ministerului Economiei cineva citește, și nu că citește, simte total ce am scris noi aici, pentru că face parte dintre noi. E, întrebarea e ce poate să facă el mai departe. La nivel de minister, la nivel de guvern, noi îl sprijinim cu tot ce putem și inclusiv prin discuții cu primul ministru, cu ministrul economiei. Eu printre alții, cu președintele României și am înțeles că și dânsul susține ideea că turismul face parte dintre ramurile de repornire, da, în care se vede potențial, se vede viitor, la fel ca și IT-ul, la fel ca agricultura, agribusiness-ul și așa mai departe. Ce ne rămâne în afară de speranță? Nu? De 30 de ani tot asta, spunem că avem potențial și speranță și vedem ce facem mai departe. Da, păi vă spun eu unde sunt banii. S-au dus pe măști și nebulizatoare, da? Deocamdată cred că bugetul este sub zero. Dar apropo de ce spuneați așa și de faptul că viitorul ar putea arăta altfel în orice privință, n-am putea călători așa virtual să stăm acasă și să fim la Sfântul Gheorghe? Ne punem ochelarii aceia minunați, 3D, și suntem pe plajă la Sfântul. Nu că v-aș dori așa ceva, pentru că iată ceva ce nu se poate face virtual. Dacă dacă aceste conferințe pot fi făcute virtual, pe Facebook-ul meu, chiar am făcut ieri un tur virtual la Sfântul Gheorghe și puteți să-l urmăriți. A avut 45.000 de vizualizări în câteva ore, deci lumea își dorește să-și facă poftă. Dar turismul se face la fața locului și vă invit cu drag acolo să vedeți ce înseamnă într-adevăr un loc, nu locația noastră, nu turismul nostru, ci un loc absolut incredibil, unic în lume și în Europa, locul în care Dunărea se varsă în mare și la care am putea să avem zeci de mii de turiști în fiecare an. Nu aș vrea să ne mai facem atâta reclamă, pentru că îmi pierd și eu destinația secretă. Aproape în fiecare an merg acolo și n-aș vrea să-l văd totuși împânzit de turiști așa, să devină un fel de Tataie al Deltei. Să rămână așa cum e, sălbatic și mai izolat. Nu poate fi împânzit, dar ce se poate face este să se lărgească sezonul. Noi pornim la 1 aprilie și terminăm la 2 ianuarie, da? Ăsta este sezonul nostru. În plin sezon oricum nu pot intra mai mulți, asta este, când e festivalul anonim ăla, e maximum. În rest, misiunea noastră este să lărgim sezonul.
Și din păcate 1 aprilie, 15 mai am pierdut anul ăsta, pentru că noi de 5 ani deschidem la 1 aprilie. Și avem tururile acestea virtuale, într-adevăr e mai bine să ai ceva decât nimic. Dar mie mi-aduc aminte de fetița cu chibrituri, care se încălzea de la distanță. Adică este extrem de trist. Mă gândeam până unde poți să mergi. E adevărat, stai acasă și mergi undeva prin intermediul calculatorului. Vizitezi un muzeu sau te duci la Sfântul Gheorghe. Intri într-un restaurant, mănânci tot așa virtual, te servesc ceva un ospătar, tu stând în fotoliu. Deci cumva, bineînțeles că toate lucrurile acestea sunt pentru a ne preface noi pentru noi că avem încă posibilitatea să ne deplasăm. De aceea eu sper și cu toții sperăm că lucrurile acestea rele se vor termina odată. Mihaela va merge izolată acolo, eu la 2 mai, fiecare în locul pe care și-l ales, dar fizic, nu prin calculator. Așa va fi, așa va fi. Trebuie să avem puțină răbdare și o să ne întoarcem la viața noastră de dinainte. Poate cumva puțin schimbată, nu cred în schimbări de astea majore, gata, acum toate conferințele vor fi pe Zoom sau pe Skype. Sau nu. Nu cred că se va întâmpla să schimbăm major anumite chestiuni. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și cu siguranță ne vom reauzi cât de curând cu vești bune, sper eu, de la domnul Pârjol. Trebuie să fim optimiști. Mulțumim foarte mult. Nu rămâne altceva decât antreprenorii sunt mereu optimiști și cei din turism au și noroc. Mersi frumos, mersi de invitat. Mulțumim și noi foarte mult. Mulțumim. A fost domnul Dragoș Anastasiu, antreprenor. Răzvan, eu cred sincer, dacă e să mă întreb pe mine, că va veni și vremea aceea când vom simți briza mării și fierbințeala nisipului, vom prinde chiar și pește de la Sfântul Gheorghe stând acasă cu fundul în canapea. Adică, care e locul tău secret? E cel pe care știu eu? Păi sau dacă e un secret, alt loc secret, secret o să rămână. Știu. Un loc la Sfântul, acolo am o gazdă care gădește nemaipomenit, tanti Steluța. Cred că ți-am mai povestit despre ea de-a lungul vremii. E minunat la Sfântul Gheorghe, tocmai de aceea n-aș dori să se umple de turiști, dar domnul Anastasiu ne-a spus că lucrul acesta nu se va întâmpla, deci înclin să-l cred. Sper să nu se construiască și acolo. Satul acela este cât se poate de pitoresc și de minunat așa cum e, cu locuințele tradiționale ale oamenilor de acolo. Să știi că a fost totuși o discuție pe tema asta, pentru că și localnicii începuseră să-și facă case așa cum văzuseră ei, că se fac cu termopane, cu... Știi, că vreau și oamenii din zonă să aibă confortul necesar. Și au existat multe asociații și mulți iubitori ai Deltei. Ivan Pațaichin este unul dintre ei care a mers așa din casă în casă și a lămurit că nu așa se fac lucrurile și că poți avea confort și în casa ta tradițională. Desigur, modernizată, îmbunătățită, dar cu același stuf pe acoperiș și în aceleași condiții pe care și turistul care vine acolo și le dorește. Nimeni nu-și dorește să meargă la Sfântul Gheorghe să stea într-o casă cu termopane pe care o poți găsi oriunde, în orice zonă de câmpie, deal sau mai știu eu ce din țara asta. Toate zonele acestea despre care vorbești, eu sper că vor fi salvate pe modelul localității Vama Veche, unde s-a văzut de-a lungul anilor ce înseamnă un experiment. Pentru că toată lumea la vremea respectivă auzise că acolo e un loc tainic, izolat, s-au năpustit, de fapt ne-am năpustit cu toții cu milioanele și a devenit destul de repede, în nici 10 ani, una dintre stațiunile care rivalizează cu Mamaia. Exact. Și construcții și populație. Ar fi păcat să întâmple și cu celelalte așa. Sper că se învață lecția asta. Și singurul avantaj care e acolo, în Delta, e că se ajunge foarte greu. Deci să rămână avantajul ăsta ca să nu aibă aceeași soartă ca și Vama Veche. Localitatea Sfântul Gheorghe. Mulțumesc foarte mult, Răzvan, pentru prezență. Ne întâlnim și mâine, cu siguranță. 8 minute până în știri. Rămâneți pe frecvență, ca de obicei vă întâlniți pe Sens Unic cu Eugen. Zi bună!